Administrația locală din Alba Iulia face eforturi pentru a reglementa traficul extrem de dificil din anumite zone ale orașului. În această perioadă, în imediată apropiere a sensurilor giratorii amenajate pe Bulevardul Revoluției în zona Liceului Militar și la intersecția cu Bulevardul Transilvaniei, au fost montate semafoare. Astfel, șoferii care trec prin aceste puncte trebuie să oprească prima dată la semafor dacă acesta indică roșu, apoi în sensul giratoriu, în cazul în care trebuie să dea prioritate altor participanți la trafic. Nu știm dacă aceasta este soluția pentru descongestionarea traficului în aceste zone. Să ne amintim că nu de mult timp, în proaspătul sens giratoriu din centrul orașului, a avut loc un incident rutier spectaculos după ce un șofer a considerat că după semaforul de culoare verde nu mai trebuie să acorde altcuiva prioritate în acea intersecție. În curând, șoferii care circulă pe Bulevardul Revoluției pe sectorul Stadion Cetate, strada Vasile Goldiș, vor avea de oprit în foarte multe locuri. Zona Piaței Cetate, unde a fost amenajat primul sens giratoriu cu semafor în Alba Iulia, zona Liceului Militar, al doilea sens giratoriu cu semafor, zona Spitalului Județean, semafor la trecerea de pietoni și în cele din urmă intersecția cu Bulevardul Transilvaniei, unde se găsește al treilea sens giratoriu cu semafor. În ultimii ani, Alba Iulia a ajuns să se confrunte tot mai serios cu aglomerația din trafic în condițiile în care numărul de mașini a crescut destul de mult, iar străzile nu pot face față acestui volum de trafic. Este o adevărată provocare pentru administrația locală găsirea unor soluții pentru rezolvarea acestor probleme, care în cazul neglijării se pot agrava.